Pacea Domnului, fraților! Stați că sunt în altă zonă. Trebuie să apăs un buton să mă schimb pe zona misionară acum. Îmi pare bine să vă văd, fraților. Încerc tot să mă uit la ecran să văd dacă n-apar ca într-o poză acolo. Când mi-aduc aminte cu Dan acum câteva sabate în urmă, ce față a făcut săracul când m-a văzut sus. Îmi pare bine să vă văd față în față. Să dau mâna cu dumneavoastră, este biserica mea până la urmă, dacă țineți minte. Oriunde merg în lume, mă întreabă unde ești membru. E foarte dificil să spun, eu spun Loma Linda, dar îmi spun, ai membership acolo. Nu l-am, sunt onorific. Eu sunt membru în Victoria BC, cei din Montreal mă întreabă când ești membru la noi. Atlanta îmi spune că și la ei trebuie să fiu membru. Deci nu știu dacă există așa ceva în manualul bisericii, dar n-am auzit până acum de asta. Triplă cetățenie. Dar îl lau pe Dumnezeu că sunt aici. Abia m-am întors din Africa, așa cum ați auzit acum câteva săptămâni în urmă, când Dan era aici. Aș vrea să vă mulțumesc din nou pentru faptul că l-ați tratat pe Dan ca pe unul dintre dumneavoastră, ca și cum eu aș fi fost aici. Era puțin emoționat că prima oară în Loma Linda și iată că a avut o experiență minunată. Vin la dumneavoastră cu vești misionare. Acum, cred că până la urmă să ajungem la saturație cu veștile misionare, pentru că tot vin și tot vă dau vești misionare. Vă mulțumesc că până acum ați suportat acest lucru cu răbdare. În seara aceasta avem vești misionare din câteva locuri ale lumii. Probabil ați mai auzit ce se mai întâmplă prin Africa, prin Congo, ați văzut la Gabi și așa mai departe. Eu abia m-am întors din Africa. Acum câteva săptămâni în urmă, unde am fost în Namibia și Botswana, unde continuăm cu instalarea sistemelor de apă, care, așa cum veți vedea, a fost ceva pentru mine să văd, fraților, în 13 ani de misiune, când am plecat cu un singur sistem în 1990,